Este vreunul printre voi în suferință să se roage. Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoșa. Și dacă a făcut păcate, vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Domnul Iisus Hristos, în cei 3 ani și jumătate cât a misionat pe pământ, s-a ocupat de câteva lucruri în mod deosebit. A propovăduit Evanghelia Împărăției, a fost lucru de căpetenie. Apoi, dovedind divinitatea sa, a vindecat pe cei bolnavi și a scos drace din cei demonizați. Și la un moment dat el spunea, dacă nu mă credeți pentru cuvintele mele, credeți-mă cel puțin pentru lucrările care le vedeți. Când vorbim de vindecarea bolnavilor, se pare că la Viena, dincolo, în urmă, cu câțiva ani, am prezentat un studiu, pentru că eu am fost foarte gelos pe lucrarea lui Dumnezeu și odată s-a întâmplat la noi în adunare, noi suntem o adunare rugativă, vă spuneam și rândul în decurs, la noi marța și joia, frații, aproape ca duminică la adunare. Nu ne permitem să lipsim de la adunare și la balcon. Și odată era o rugăciune foarte fierbinte, înflăcărată, și la o soră i s-a făcut rău. Și i s-a făcut rău, s-a scos afară pe hol și i-a dat palme și i-a udat, nu și-a revenit, o pus în mașină, o dus la spital și un frate ne-a trimis vorbă, stați liniștiți, o pus în perfuzie, sora și-a revenit. Am avut noroc că era fratele Ghiță cu mașina lângă noi și mi-a spus la cineva, băi, nu am nevoie de norocul ăsta. Adică de la adunarea sfinților, biserica celor întâi născuți, aici unde e prezent Hristos, unde adunarea e plină de Duhul Sfânt. În vremea misionării Domnului aducea bolnave din toate satele, atingea și el îi vindeca, noi scotem bolnave din adunare și ducem la spital. Asta pe mine m-a supărat și mi-am propus, atunci am făcut un studiu care l-am așezat pe 4 capitole, În primul capitol am vorbit despre originea bolilor, cauza îmbolnăvirilor noastre și conceptul de păstrare a sănătății. În capitolul 2 am vorbit despre piedici în calea vindecării. În capitolul 3 am vorbit de metode de vindecare și darurile Duhului Sfânt folosite. Și în capitolul 4 am vorbit diverse. Boala lui Trofin, stomacul lui Timotei, țăpușul lui Pavel, despre medic și medicamente în viziunea Bibliei. Nu voi intra în studiul acesta deloc în seara asta, dar vrem să facem ungerea cu un de lemn pentru cei bolnavi. În Noul Testament, pentru că s-au ridicat unele obiecții, venite de la unii frați care au citit cuvântul pe care l-am citit eu mai înainte în Iacob capitolul 5, și unii spun așa, măi, este cineva bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și asta induce gândul că bolnavul este acasă, prezbiterii merg acasă și se roagă pentru el. De ce voi faceți ungeri cu un de lemn în adunare numai de dragul spectacolului? Eu nu obișnuiesc să caut bolnavi în adunare. Nu obișnuiesc. Gândul ăsta și propunerea asta au venit de la dumneavoastră. Pentru că unii chiar iubesc un pic spectacolul. Și eu am fost pus în situații dificile. O dată am mers cu un proroc într-o adunare mare, unde păstorul e președinte de filială, și prorocul dinaintea mea a vorbit despre vindecare, a încurajat poporul și a spus, fraților, Hristos, ei, Hristos, vindecă, avem mărturii, avem dovezi, cine vrea să fie vindecat, să vină în față. O ieșit 3 sferturi de adunare. Păstorul nu era atunci în adunare, local, după care fratele a se întoarce spre mine și spune, frate, rezolvă-i pe frații ăștia. Fără mărturisire, eu singur după amvon, te pune într-o postură din asta caragioasă. Să le spun oameni buni,
Mulțumesc că luați locul în bancă, îți bagi joc de oameni. Și de predica celor mai dinainte. Să mă apuc să iau mărturisiri că erau 100-200 de oameni și să mă rog pentru ei, nu era foarte biblic. Și atunci am făcut așa un catâr, nici cal, nici armăsar, nici, stați unde vă aflați, rugați-vă, Domnul poate lucra și după aceea duceți-vă în bancă. Eu nu chem, nu caut bolnav niciodată. Dar vreau să spun că și ungerea cu un de lemn în adunare are suport biblic. În Marcu, capitolul 6, versetul 12 și 13, spune ucenicii au plecat, au propovăduit Evanghelia, versetul 12, versetul 13, scoteau mulți dragi, ungeau cu un de lemn pe bolnav și îi vindecau. Ungerea asta cu un de lemn era odată cu propovăduirea Evangheliei. Ei propovăduiau Evanghelia, ungeau bolnavi și îi vindecau. Propovăduirea asta nu e la acasă la cel bolnav care îi pocăiți și care cheamă prezbiterii biserice. În alte ordine de idei, sunt bolnavi care stau acasă câți bolnavi, dar sunt bolnavi care pot veni la adunare și sunt tot bolnavi. Cei care au diabet, vă întreb, diabetul e boală? E boală, nu? Nu e boală? Punem la vot? Nu. Dar nu vin diabetice la adunare. Dar pe cei care sunt cu probleme cardiace și-i doare inima și eu tratamente, asta nu-i boală. Sau dacă vreți pe cei care fac dializă, ei cu dializă nu vin la adunare și ei când pot. Deci sunt boli cu care stăm acasă și sunt boli cu care venim la adunare. Ungerea cu un dilem se face pentru toți aceia care sunt bolnavi și, repet, se face pentru toți aceia care sunt bolnavi în trup. Și în seara asta noi am decis cu frații să facem două rugăciuni speciale. Una, ungere cu un dilem strict pentru cei care au boală în trup, apoi o rugăciune cu punerea mâinilor pentru cei care au nevoie de o eliberare, de un ajutor din partea fraților și a bisericilor. Sunt oameni care au căzut într-o patimă și nu pot să scape de ea. Și noi atunci ne rugăm pentru ei, dar nu îi ungem cu un de lemn. Însă știi influențați sau posedați de duhuri demonice, nu ne facem ungerea cu un de lemn. Că spunea odată un frate, diavolul nu trebuie să cu un de lemn, măi. Rugăciunile astea se fac cu poruncă, prin credință de eliberare și Domnul să ne asculte. Amin. Am ales cuvântul din Iacov, din capitolul 5, cel pe care l-am citit, unde ni se spune clar că omul face trei lucruri și Dumnezeu face trei lucruri. Până a vorbit de cele trei lucruri, Biblia spune așa, este vreunul printre voi în suferință. Deci el este între noi, este vreunul printre voi bolnav, să cheme pe prezbiterii biserice. Asta înseamnă că el îi cunoaște pe prezbiteri și că îi recunoaște pe prezbiteri. Eu acolo în părțile noastre împreună cu o echipă de frați merg des la ungeri cu un de lemn. Dacă nu în fiecare zi, cel puțin o dată de două ori pe săptămână mergem. Dar întotdeauna când merg într-o familie chemat, spun prezbiterul bisericii este, măcar cineva din conducere este, când mă duc într-o casă și spun, măi, dar fratele prezbiter l-a chemat, nu, nici nu-l chem. Dar de ce nu-l chem? El nu trebuie să spui mâna peste mine, el să se pocăiască. Și am spus, omule, tu ai mai multe boli, nu numai capul te doare, tu ai mai multe boli. Pentru că întotdeauna Domnul a fost mai mult preocupat de suflet decât de trup. Uitați-vă în Sfânta Scriptură. Când spuneam eu cauza îmbolnăvirilor noastre, boala poate fi ca o urmare a păcatului. Sau ca o testare a credincioșiei, cum e în cazul lui Iov. Sau ca să se arate lucrările lui Dumnezeu, cum e în Ioan 9. Dar și cum Ioan 5 cu 14, vezi să nu mai păcătuiești, sau 1 Corinteni 15 cu 30, mai departe. Deci în momentul când boala în trup este o urmare a păcatului, trebuie eliminat păcatul, fraților. Trebuie întâi eliminat păcatul, așa a făcut Domnul totdeauna. Am constatat un lucru, când avem o boală în trup, țipăm și dăm bilete
și se roage frații. Când avem o boală în suflet, o ascundem, tăcem. Nimeni nu dă bilet, fratele Ontin, roagă-te pentru mâine că eu sunt păstor, dar mă enervez. Nu prea să vezi bilete. Sau vezi că eu m-am uitat pe o femeie și iartă-mă. Sau vezi că eu sunt un pic lacom sau n-am plătit oameni. Aveți multe bilete de astea la învon? Mă doare capul, mă doare ficatul, o rugăciune. Noi tare ținem mult la trupul nostru, dar Dumnezeu îi preocupa mai mult de suflet. Ca să fie vindecat trupul, trebuie să fie rezolvată problema sufletului. De aceea vine Iacob și spune, chemați pe prezbiterii bisericii. Adică să știi cine-i prezbiter, că tu ești membru în adunare, și să recunoști că omul ăsta trebuie să vii să roage. Și de atunci este normal ca să fie prezent prezbiterul bisericii. Și apoi vine cuvântul Domnului, spune aici, este prin cineva bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii. Îi folosi pluralul. Vă mai spun un lucru. Când boala e dată de un duh de boală, că de regulă așa se întâmplă, și am exemplu din Scriptură, da? Luca 13 cu 16, Fapte 10 cu 38 și 39, Iov capitolul 2 cu versetul 7 și alte versete care spune că diavolul a lovit, da? Când boala e dată de un duh de boală de la diavolul, acolo este o luptă. Diavolul nu vrea să plece din trupul ăla pe care el l-a stăpânit până atunci. Și de multe ori se întâmplă că trebuie să ai o unitate cu mai mulți frați, o credință mai mare, o autoritate mai mare. Și în al doilea rând, pluritatea prezbiterului, sau poate în primul rând, este o protecție la mândrie. Eu când mă duc singur, mi s-a întâmplat să mă duc singur, să fac ungere pe un de lemn la cineva foarte bolnav de cancer. N-am avut pe cine-i lua și Dumnezeu l-a vindecat și sora e vindecată și ziua de azi fără urmări. Ei, eu și acum știu că o vindecat-o prin mine. Înțelegeți? Dar dacă Domnul face o lucrare, două, trei, zece prin mine, chiar încep să cred că îs cineva. Dar când 4-5 prezbiteri pun mâna peste bolnav și Domnul vindecă, eu mă gândesc, bă, să fie pe Namă, să fie pe Leontin, aș vrea să fiu pe mine, dar nu mai știu. Că pluritatea este o protecție și la mândrie. Amin. E numai un amănunt, că sunt multe lucruri aici. Să cheme pe prezbiterii biserice. Deci să fie între noi, să cunoască pe prezbiteri și să apeleze la el. Fraților, noi apelăm la Domnul după ce consumăm ca femeia ce e cu scurgere, tot averea noastră. Cineva spunea, o, păstorul nostru a venit azi la mine, doctorul a venit alaltăieri. Și am întrebat, ce doctor inspirat ai? A venit așa fără să-l chem? A, nu am chemat. Dar de ce n-ai chemat întâi păstorul? Păi voi sunteți atâția, de unde să știe păstorul fiecare când e bolnav și când îl doare capul și când nu-l doare capul? Dar Biblia spune așa, este printre voi cineva bolnav, primul lucru, cheamă prezbiterul adunării. Amin? Ce trebuie să facă prezbiterul? Prezbiterul trebuie să recunoască, frață, prezbiterul trebuie să lucreze cu darul acesta, cu slujba aceasta de vindecare, trebuie să se ducă. Eu am întâlnit frați care mi-au spus, frate, eu sunt bătrân, n-am făcut în viața mea ungere. Aici e lucrare sfântă. Deci și mai ești prezbiter? A, păi prezbiter. Păi dar prezbiterul face ungere cu un de lemn. Și vă mai spun un lucru, eu prima ungere care am făcut-o cu un de lemn, o fost la spital. După ce m-au pus prezbiter, era mult mai tânăr, l-am chemat pe fratele Șerban, mai cu experiență. Și el a venit cu mine, zic, frate, mă tem, măi, frate, dragoste. Dar aici Iacob spune să cheme prezbiteri, Dumnezeu vindică, că el își ține promisiunea, nu că-i Dragoș cu Șerban aici, că dacă era Ion și cu Gheorghe, tot asta făcea, că Dumnezeu, ce vezi Ieremia, 1:11, da? Văd un vegheator, bine ai văzut, eu veghez, cuvântul ăsta, Dumnezeu veghează asupra lui. Și nu vindică că sunt eu Dragoș Croitor și că ăla-i Vasile și nu știu cum. Dumnezeu vindică că el așa a scris. Amin. Și el se ține de cuvânt. Amin? Doamne, vindică și în seara asta. Deci spune cuvântul Domnului că trebuie să slujești cu lucrarea aceasta de vindecare. Și acum spuneam că omul face trei lucruri. Ce face omul? Mărturisirea, ungerea și rugăciunea. Asta le face omul obligatoriu. Ce face Domnul? Vindecă, mântuiește și iartă. Trei lucruri.
Dacă noi nu ne facem partea, cum vreți Dumnezeu să-și facă partea? Eram în adunarea din Timișoara, de la Elim, fratele Mitică Moț, când ne-a văzut, eram cu mai mulți frați, a spus, frate Dragoș, conduci tu, măi, hai, împreună. Dar uite ce, vrem să facem ungeri cu un de lemn, că sunt solicitări. Eu zic, clar, e precisă. Da, întreabă fratele Mitică, cine din adunare, adunare mare acolo, vrea să facă ungerea cu un de lemn? Să ridice mâna sus, ca să știm. El e militaros, așa, îi place ordinea. Și ridică, 1, 2, 3, da, 2 la balcon, 11. În timp ce vom cânta câteva cântări, aceia 11 merg la mărturisire. Am făcut mărturisirea, no, acum hai trecem la ungere. Cei bolnavi să vină aici în față. Și au venit aproape 200. Acum să-i trimiți înapoi. Nici nu mai cunoșteam pe cei care au fost la ungere în mulțimea aceea. Și unii au spus, oameni buni, eu nu sunt curios să vă știu păcatele. Poate la început, când eram prezbiter, acum chiar evit mărturisirile astea. Credeți că chiar mă interesează de prostiile care le faceți voi? Nu sunt curios. Dar dacă tu nu te descarci, nu-ți rezolvi problema sufletului, îl păcălești pe Domnul să-ți dea vindecarea. Și acum ce trebuie să facă omul? Trebuie să facă mărturisirea, trebuie să facă ungerea și trebuie să facă rugăciunea. Asta să ținem cont, cu asta închei predica. Iar Dumnezeu hotărâ lucru. Vindecă, mântuiește și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Amin? Frații mei, eu am terminat predica după o serie de mai multe slujiri, pentru că fratele Leontin nu a vrut, altfel eu am vrut în seara asta să fiu acasă, să-i invite pe altcineva, el nu a vrut. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat, doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Mulțumesc gazdelor noastre, fratelui Costic, la sora Aneta, nu vă mândriți, sunteți gazde foarte bune, suntem și vecini și prieteni și aș dori în continuare, în slujirea care o facem, în rugăciunea pentru cei bolnavi, cât și în rugăciunea pentru cei care au solicitat o rugăciune de ajutor, de eliberare, Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Amin. Amin.